ajutori și am fost de revenire, am fost la munte cu niște prieteni, de Crăciun am fost în familie cu părinții mei. Cum a fost Crăciunul? Am fost acasă la părinții mei, mi l-au cunoscut înainte de sărbători, nu chiar de sărbători. A fost așa o atmosferă frumoasă, lejeră, relaxantă, adică părinților mei le place foarte mult de Alin, mă văd pe mine bine și atunci toată lumea este fericită, îți dai seama. Sincer, fizic, toată lumea ne spune că ne potrivim extraordinar de bine și fizic, da, chiar, dar și din punctul de vedere al gândirii și, nu știu, al ideilor, suntem acolo amândoi. Avem aceleași gândiri, aceleași idei, aceleași puncte de vedere. Suntem bine. În momentul de față suntem bine, încercăm să avem planul de viitor, ne gândim ce să facem, cum să facem. Știu că tu la fiecare început de an îți faci o listă așa cu dorințe. Exact, am făcut o listă din anul 2020, s-am plinit aproape toate, în afară de 3 dorințe, uh-huh, și le-am trecut pe cealaltă listă. L-am rugat și pe Alin să-și facă, pentru că dacă la mine a funcționat, mă gândesc că trebuie să funcționeze și la el. Corect. Așa că ne-am făcut amândoi listele și eu sper ca anul ăsta să le îndeplinesc pe toate, să nu ratez vreuna. E ceva ce-ți dorești în mod special anul ăsta? Îmi doresc, nu știu dacă este bine să zic, dar cel mai mult îmi doresc să-mi deschid o afacere împreună cu el. El să se țină de sport, eu să caut și să mă gândesc care ar fi cea mai bună investiție, mai ales în situația în care suntem.